acestea sunt echipamentele care fac parte din laboratorul mobil. Dacă le luăm pe rând, avem monoxidul de carbon, avem dioxidul de sulf și hidrogenul sulfurat, avem oxizii de azot, dioxid și monoxid de azot, și avem aici compuși organici volatili, benzen, toluen, etil, benzen, metaparaxilen, iar ce vedeți aici în dreapta sunt particulele în suspensie, atât fracția PM10 cât și fracția PM2,5. Toate aceste echipamente înregistrează date care sunt preluate de un sistem de achiziție și care agregează datele în formatul în care suntem noi capabili, ca să zic așa, să le comparăm cu valorile limită din lege. Aici, dacă puteți să vedeți o reprezentare grafică, atât grafică cât și numerică, a celor doi indicatori, hidrogenul sulfurat și amoniacul, în perioada în care a fost pus. La deci, ce ore au existat creșteri? Practic, această creștere este pe 28 la 17.30. Limita fiind de 15, această valoare este, nu, ăsta e amoniacul. Amoniacul are limita 300 la jumătate de oră și această valoare este 39. Deci, practic, sunt, se poate constata... Poți să-ți dai seama și când există creșteri ca să preiei din timp o problemă. Adică, dacă vezi că începi să crească valorile unui indicator, poți să-ți iei măsuri dinainte. Problemele semnalate de ploieșteni cu privire la mirosuri pot fi depistate din timp de acest laborator? Cu acei doi indicatori, cum spunea domn director, când e vorba de împrăștierile pe câmp a materiilor biodegradabile care se folosesc la îngrășăminte, putem vedea cu acest indicator amoniac. Când e vorba de activități, de exemplu, industriale, cel mai mult ne-a ajutat indicatorul hidrogen sulfurat. Hidrogenul sulfurat de obicei cam astea sunt mirosurile. În opinia dumneavoastră, plângerile ploieștenilor sunt întemeiate? Păi, când există disconfort olfactiv, sunt întemeiate. Pentru că există o lege a disconfortului olfactiv care, practic, explică ce este acest fenomen. Adică nu este o chestie inventată. Să vă prezentați, numai că...